Marius Vlaicu spune că este mulțumit de activitatea sa la Parcul Industrial și a predat tot ce era nevoie pentru ca activitatea să se desfășoare în mod normal în continuare. Un moment de bilanț și pentru mine, după 5 ani de zile desfășurat în cadrul parcului, las această societate, spun eu, cu destule fonduri financiare, într-adevăr în 2009 totuși pe pierdere, dar în ceilalți ani, în 2005, 2006, 2007 și 2008, având profit, fără datorii la bugetul statului. Locul lui Vlaicu este posibil să fie luat de toate pastii, însă acest lucru este hotărât în această seară, când are loc adunarea generală a acționarilor.